Ce tot te mărcești acolo? Bă, nu-mi pornește live-ul. Bă, nu-mi pornește live-ul. Ioi, că m-aș priet. M-aș priet să vă țuc. Să vă țuc. Vă... Fai tata. Are tata ținții nou. Ale SPP. Virgil Termită, Dani Adam. Alina Bianca. Norocel. Ia. Ioi. Mioara Călnuța, Georgiana. Distribuiți în grupuri. Am făcut o freză top model. Așa. Carol Bumche, pupă tata. Alăturați-vă canalului. Ați văzut ce am făcut? Florentino Chețuc, Sorin Chețucu. Ați văzut ce am făcut? Pe toate canalile am mutat o groază de clipuri și mut în continuare clipurile doar pentru membri. Să nu mai poată să vadă doar membri. Membri să le vadă. Melinda Chețucu, Florin Ciunt. Iau! Și-mi șărută eu Alin Borotă, Monica Fulgereanu, Hublot. Iau, Tibicețchi. Da, Varga, da. Da. Mâine va fi o surpriză. Adrian Iosif Albu, nu mai mare cu mine, nu mai. Ținem la distanță, suntem prieteni, dar la distanță, ușor. Ușor, prieteni. Înțelegi? Șeful cerșătorilor iubește și dușmanul de clasă. Alu, să ne înțelegem, Parfi, Țucu, Iuhu, Maru de la Petroșan, Anemona, Iaho, Lobo, numai, Lobo pleacă în America cu lebăda. Pleacă iar la București să-și iei viza, înțelegeți, pentru că a fost ăsta. Primim stilul meu de ferită, simplu și elegant. Da, Florentino, da, corect. Pleacă la București pentru că, da, și-o băgat actile pentru America. Pleacă amândoi în America, mâncava și Dumnezeu să vi-l mânc. Deci, ați văzut? Vali, nu, ce emisiunea lui Teo? Nu mai urmăresc nici pe Teo, pentru că nu mai ai ce. Georgiana Codău, Chețucu. Da, se juratul Emil. Am dat comandă să-mi vină aripioare. Vreau prima felicitare. Vreau prima felicitare să mă șărut. Tăți topii, havles, bavles, aș vrea să o fund pe măsa, pe măta, să pun pe măta capră. Viorica Mihaela, ia și tu blocaj, așa. Da, Hublot, Teo, tot un fel de purceau ajuns. Da, păcat. Teo, ce om de te și se pretează la... Da, la regii de 2 bani. Dar nu știu, no, că nu m-am uitat. Gabi Blonda, Chețucu. Ioi, Miora, aseară, fii atent aici. Nu mi-a fost așa rău, dar trebuia să mă duc... Harry mi-am comandat de la KFC Radu, de la Mac. E mai bun la Mac. Serios, am ajuns la concluzia că e mai bun. Trebuia să mă duc aseară la stomatolog. Să-mi iei ultimul mulaj. De jos, sus mi-o luat.
jos, ultimul molar. Și Nero, în tinerețe, și Cristi, Babel, nu știu, vreo 40 de lei. Nu știu, vezi acum, spui acum când vine să plătească. Și, bă, când îți bagă din aia, deși are gust de, nu știu, de căpșuni, de ele, faci un pic greață. Și m-am gândit că de mă duc ca seară vomitat acolo și m-am pus alea așa să aripioare cu 51. Da, și m-am pus în pas să mă culc. M-am trezit azi noapte, mâncam azi pe la vreo 11 jumate și n-am mai putut să dorm. E mai bine pâța, Orseto, Chețucă, tata, Iuliu, pâța e bine acum. Îi dă o conașa medicamente. Chețucu, Paula Noci, să mor eu dacă nu. Paula Noci se bate cu toți bobocioii. Ai, 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 ai. Chețucu, n-are rost să te bați, n-are rost. Alina Bianca, cu deajă Chesus, ai dați, n-are rost să te bați cu ei, Valionescu, șolom, șolom. Pentru că, nu știu, dacă vă dați seama, sunt niște javre ordinare, împuțite. Deci, eu am zis și repet. La un bărbat încă mai merge să înjure. Îl înțelegeți, e bărbat. Dar o femeie, s-o auzi că înjură și din alea, dă-o încolo, e treabă. Înțelegeți? Deci, urmăritorile bobocioi, că din ales. Tot panorame din ele. Gabi Blonda, te pupă, tata, nețo, mondialu, vudule, ce treci, mă rog, pe ei. S-a primit de la Gabi Blonda, chețu cu Gabi, a dat startul Gabi Blonda, Laurențu va da chețu că tata. Noi tehnologii de femei, noua tehnologie, da, așa ceva n-ai mai văzut. Ne-au la toată lumea de la Cosmin Oprea. Da, Laurențiu, da. I-a făcut cramă acolo în spate. Sorin Pârvu, ce-a fost? Nu știu, ce-a fost la emisiune, de-am zice stăți? Ce-a fost? Spuneți-mi ce-a fost. Ce s-a întâmplat? Darius, nu-i pe fază să spună. Ce-a fost? Cezar Făptașu, mulțumesc, te pupă tata! Georgiana, aha, ai perfectă zi-mi ce-l privește, nu înțeleg cum lumea poate să... Dana Ivănuș, nu, e inducere în eroare. E inducere în eroare, înțelegeți? Oricum, nu. Da, Adrian, oricum. Eu nu consider că asta e o emisiune când tu... No, treaba lor, mă, poate trăiesc împreună, poate și ele sunt destrăbălate. Poate și Teo e la fel destrăbălată, nu știu, no. Poco loco. Da? Da? O uns-o cu hârdeu? No, vedeți? Mâine apare. Da. O uns-o cu... Dacă ai de bani, de ce nu ajuns oameni năcăjiți? Anic, eu spaltă parte. Dacă ar merge lobul la putere, ar produce o groază de bani. Nu, Romanașu, are lobo, stați liniștiți că are lobo de unde face bani, are, cum să zic eu, are un reclame, face reclame, are, nu-i problemă. Timpul le va rezolva corect Florentino. Numai asta e problema, că și la noi tot așa zice. De 30 de ani. Nu Radule, eu cu botul. Că, Laurențu Vadar, tată muia la amenință pe lobo, i-am dat report. Lasă să amenințe, lasă... Bă, oameni, am ajuns la concluzia că dacă mă cert cu o pornocetistă curvă care are filme porno, înseamnă că eu sunt mai prost ca proștii. Cosmin Oprea, olele bebe. Deci înseamnă, măi oameni, auziți aici, dacă eu ca bărbat, Nelson Mondialu, șmecher de șmecher, respectat și apreciat
din lume grea din România. Ajung să mă cobor la nivelul acestei zdrențe care are filme porno, nu cu o persoană, cu mai multe persoane, înseamnă că și eu sunt 2 lei. Înțelegeți? De aceea spun așa, dă-o în chemniță după familia ei să mânce cancerul, toate carurile ce-o intrat în ea, lăsați-mă cu ea, da, n-ați văzut-o plânge și arămpum după ce-o zvârta care i-a intrat în gură. Păi voi n-ați văzut, bă, toate cele bune era de Emil Chețuc. Înțelegeți? Lasă să o iaie, să o frece și bursucul și ăia și oricum. Da, hublo, să moră, numai știi ce? Mă mai sictrește ăștia cu mesaje, înțelegi? Că înjură, dar Val Ionescu, dar nu că las armile jos, dar cu, măi oameni, eu v-am spus și vă repet încă o dată, cu o curvă de speță josă și cu un bulangiu, cu tupeu de pușcărie, n-ai să o scoți la capăt niciodată. Numai dacă iai să-i maltratezi. Și în cazul ăsta intervine legea. Gabi Blonda, ce țucă tata, fan number one, tarala, 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 tarala. Înțelegeți? Deci, numai așa o scos la capăt. Dacă mergi, iai o ciomegă și îi dai până îl iai așa mărunțăl. Și știi ce faci? Merg la pușcărie. Înțelegi? Deci cu zdrămțe din astea, târfe penale, care în emisiune i-au apărut filmele porno și ați văzut că o zis, nu mă interesează. Eu vreau să arăt la Bobocioi că nu mă dau lovită. Da, Liviu Munea, m-am îmbătat de numai. Auziți și bonus, 107 am avut glicemia azi dimineață. O Zliana că mi-arată după 2 zile, tăc o zi în urmă mi-arată. Eu nu știu cum îi sunt șlem eu. Înțelegeți? Gabi Blonda, Alexe Pepe? Da, Alexe Pepe, legile acum sunt pentru zdrămțe împunțite. Înțelegeți? Și o zdrămță din asta, ca să-ți dea foc ațâțată de mantea, care are dosar foarte nasol, înțelegi? E în stare, știi ce să zică? Mă, auziți aici, Nelson mi-o dat limbi. Sau i-am băgat la Nelson vibratorul în gauză. Bă, o curvă din asta penală, asta e în stare să zică. Înțelegeți? Ați înțeles? Nelson m-a luat cu japca. Mă, ascultați-mă ce vă spun. Păi fiți atenți, eu am început să dau inimioare. Să nu vă supărați, Maria, sau care mi-ați lăsat comenturi acolo și am văzut chiar și Paula la mai mulți. Ați lăsat comenturi și au început să vă înjure ăia. Nu vă supărați că i-am dat inimioare și la aia care au înjurat. Hublot, mă, n-are, măi, nu are emisiunea aia, mi-e-mi pare foarte rău, eu, când spun emisiunea aia, eu față de emisiunea lui Sabah, știrile, eu trag cuvintele. Înțelegi? Eu întrag cuvintele față de ăsta. Dar emisiunea aia nu are prin cine și prin ce să-și facă. Da, Cris, n-ai ce să faci nou, n-ai. N-are prin cine să-și facă și ei un pic de ăsta, că Iancu le-o dat șpiț, Pămocanul mai ține așa în ea cățat, Jador s-o dus la antene, fata asta, Andra, o văzut că jeguri împuțite s-o retras, înțelegeți? O mai rămas niște zdrămțe, putori carnale. Deci, nu, am dreptate. Cris, și pe tine ce-a atacat? Eu vă spun una și bună. Vedeți? No, cum vă simțiți voi că sunteți atacați așa iurea? No. Așa se simte și cocotierul. Băi, oameni, așa se simte și cocotierul.
Dă-ți, drențele, n-ați văzut, este un mesaj. Noi te-am votat, noi îți dăm la căpățână. Zdrențelor care aveți impresia că voi ați votat, voi trăiți pe o lume care nu vă dați seama. Voi n-ați votat nimic, dați-vă dracului. Că nu au fost voturi plătite, au fost alanda la voturi. Nu, mante au făcut tot acolo. Silviu, dacă îl are la mână pe Lobo, dar cu ce să-l aibă? Cu ce să-l aibă? A? Că l-o subt un an de zile pe Lobo? Cu ce să-l aibă? Nu ziceți. Că l-o subt un an de zile pe Lobo? Și acum să moară cea mai scump de nu vrea să vină să mă ciucească pe mine. O auzit ce bine stau de acasă, o auzit că am bile, o auzit că și plătesc. Muia penală. Dați-o în jele după familia ei. Mâncau ar supărarea după măsa, după soră sa și pe frații ei, după tată sau nu. După tată sau nu. Da. Lăsați-o în cancer să o mânce după silozul din gât adunat. Are siloz de copii cruz. Copii cruz. Înțelegi? Da, 365 de zile eu dau buie, Lobo. Bășânile mele să fie în bafta și sănătatea lui neamul ei. Liviu Munea, dar uită-te. O să fie, de să face emisiunea. Până la urmă să face emisiunea. Să face până la urmă emisiunea. O să vedeți în acea emisiune, deci merge, să merge în continuare. Barâș va fi acolo, mă, că trebuie să fie. Omul le are cu astea. Bă, Barâșul a ridicat puterea dragostei. Mă ascultați-mă ce vă spun. Barâș a ridicat puterea dragostei. Barâș este axemnat. Axemnat că Barâș a dat numele puterea dragostei la emisiune. Da, Laurențiu Lav. E tata. Deci Barâșul dă numele puterea dragostei. Înțelegeți? Și va face o emisiune, da, Sparov, va face o emisiune, da, am vorbit, Caterinca, înțelegi? Caterinca totală. O să vedeți, dacă nu va, îl pune pe capatul la casă așa, pe Bendeac, dacă vrea să mută și el înapoi acolo. Înțelegeți cum ai lucrat Bendeac acolo? O emisiune mai de mult reînvie. Cu cei mai tari, Palade, cu toți, mă, Greu, Crocodilu, Cătălin. Încă nu știm. Nu vorbesc că după aceea nu dau prea mult, că după aceea nu, să nu fie probleme. Adică probleme, n-ai ce probleme. Da, da, oamenii așa zic. Și îs implicați două personalități din actori din televiziune în emisiune. Înțelegi? Oricum, Cocotierul și Nicol o să aibă intrare acolo. Ha, 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 ha. Da, idei când mă bucur când ajung pe ăsta. Da, Mr. Barac, eu știu, nu, da? Vezi tu, uite, la pușcărie ții locul, du-te în supărare, dar ea e blocat, prostă. Dar de unde apăreți, măi urâților, mă? Concurent Robert, nu. Concurent, nu. Lobo nu-i mai concurent. Eu v-am spus și vă repet, aceste emisiuni, deci tot ce a fost, a fost manevră. Tot ce a fost manevră. Înțelegeți? Că l-au adus în sezonul 2, l-au adus pe toți concurenții care au fost în primul sezon și l-au adus în sezonul 2, a fost manevră. Ei n-aveau ce căuta acolo. Ei n-aveau ce căuta. Păi, Cătălin, îți dai seama. O să fie. De-aia Lobo nu se grăbește, nu semnează cu nimeni nimic. Mariam, eu nu-l însor. Îl las să-și ia el.
Înțelegi? Dar unde văd că nu-i de el? Hop, mă bag. Nu mere. Mă, nu mere, măi. Măi, nu se poate așa ceva. Și ți-a înregistrat live-urile. Manu Bombardieru, de acolo, dar cu ce să mă dea în tribunal? Că am zis că vreau să-i dau muie. Da, vreau să-i dau muie, vreau să o plătesc. Înțelegi? Eu spun, am văzut, domnul procuror, uitați filmele cu Pleșa, uitați cu Oianu, uitați cu alea, vreau să și eu. Așa. Îmi place, nu, cum ciucește. Îmi place cum se uită. Liviu Munea, te pupă tata la europeană. Îmi place dule stilul ăla. Limba de două strii. Dar ce poate să facă mie? Înțelegi? Uite, și oamenii, eu îi spun, domnul procuror, și oamenii din pe ăsta vre. Înțelegeți? Pleșa limba două strii. Ală să-i înțelege. Bă, n-ați văzut-o, mă plânge și ciură. Bă, nu-i vreun domn procuror. Domn procuror, nu vă arăt mult. Nu vă arăt mult filmulețul, că după aceea și dumneavoastră vreți. După aceea și dumneavoastră vreți. Înțelegi? Nadia Neamțu e blocat, ești prostă. Înțelegi? Bă, oameni, bă, voi sunteți proști care ziceți că... Da, care scrieți acolo. Voi sunteți proști, voi n-ați auzit. M-o da la gardă și-o tăiat clipuri. O luai așa în ea din clipuri, înțelegi? Eu și acum transmit. Eu aș vrea foarte mult, contra unei sume, înțelegi? Sau nu, nu. Aș vrea foarte mult, din plăcere, să accepte ea, să o muiesc, dar exact cum o muit-o Pleșa. Nu nimic altcumva. Nu vreau alte tactici. Vreau o finalizare ca la Pleșa. Vreau și eu ca la Pleșa. Și auzit? Cine să stea să ne filmeze? Mantea. Mantea să stea să ne filmeze. Zdreanța mică vrea caruri. Mantea vrea să țină lumânarea. Înțelegeți? Ca la tofle Alexei Pepe. Pocoloco, tata meu. Nu, Mantea filmează și tu o tipăiești. Tu o tipăiești, înțelegi? Da, acolo s-a antrenat. Vreau să iau legătura cu băiatul din Toflea. Alu să-i înțelege. Dar ce, băi, Andrei, mă? Mă, Andrei, dar cum să margă Hațegan, mă, copilul ăla, mă? Mă, copilul ăla e un băiat simpatic, e tânăr, mă, cum să margă, mă, să... Tă-tă-tă, ce-o omuit-o lobo un an de zile, nu mai punem din spate. Ce-o omuit-o lobo să-i dea copiii cruz la ăla. Să dea-i tăte șepte păcatile pe copilul ăla, pe Hațegan. Ha? Pe Roberto. Pe Ardile Stețucu. Pe Roberto mă mâncava și Dumnezeu. Hațegan. Doamne, fii, Hațegan să fii cu minte. Da, Georgiana, auziți, hai ca să vă mai spun altceva. Eu am vorbit cu copilul ăla. Pentru că avem prieteni comuni. Înțelegi? Nenea Nelson, eu n-am contactat-o niciodată. Eu niciodată nu am contactat-o. Arătați-mi un clip sau ceva unde vorbesc cu ea sau mesaje unde vorbesc. Zice ea singură și ăsta zice nici nu o cunosc, nici nu-s curios. M-am speriat. Când am văzut filmulețele cu ea m-am speriat. Eu nu sunt învățat așa ceva. Pe noi zice antrenorul nici nu ne lasă să facem sex ca să putem alerga pe teren. Asta au vrut să ciucească din el tăți kilometri de alergare. Au vrut să-l ții pe banca de rezervă. Pe Roberto Hațegan. Alu, să ne înțelegem? Dat-o soiul, Grigore. Aha, salce, chețucu. Deci, băi oameni, auziți, m-am enervat iară pe Majaru. M-am enervat iară pe Majaru, mâncava. Iar au făcut coscărie. Iar au făcut coscărie. Înțelegi? Deci fiți atenți aici. Să facem că bem.
închina cu mine, duce paharul, să întorce în col, să face că bemă. Înțelegeți? O dau în tribunal pe Bobocioia, că din cauza la clipurile ei, mi-e rău, în fiecare zi îmi vine să vomit. Când mănânc, nu iese din cap cum i-o spermat ăsta pleșa, cum i-o spermat în gură și-o lins. Uite să vezi că, credeți că mă duc și-o dau în tribunal pentru că din cauza ei cu clipurile ei, eu am grețuri. Credeți? Eu am grețuri. Din cauza ei, cu sperma de la ăla. Am grețul. O dau plânge și-ar împun să-și plângă panoramă. Înțelegi? O freacă frate-s-o, așa mi-o scris ăștia. Că trăiește cu frate-s-o. O zis că de aia o ieșit ăla că-i îndrăgostit de ea. O ieșit ăla din emisiune că-i îndrăgostit de ea. Înțelegi? Să cheame ăla că mere înapoi asta la pleșa. Că ăștia o împărțeau amândoi. Da. Drop. Da, să jmuie și ți-e și la măta. Da? Bă, Nicodim, așa ceva n-ai, de-aia m-am certat. Am văzut Carol Bun când o luat-o și așa ne-a făcea cu capul. Bă, mâncați așa, ați văzut faza cu capul, cum îi mere capul, bă. Bă, nu a făcut nici cel mai tare basketbalist cu mâna așa. Ion Dan, Chețucu. Nu a făcut nici cel mai tare basketbal. Bă, ați văzut cum îi făcea pleșa cu capul, mă. Bă, mâncam așa, Dumnezeu să fie, mă. Ioi Cornelia Pârvandața jmuie cu i-o da pleșa la Bianca. Ioi. Maria Lascu, Chețucu. Am văzut Maria Lascu mesajele, dar nu m-am uitat. La ăla nu m-am uitat, că... No. N-am ce să văd la o zdreanță. Bă, Sparov! Bă, tu-ți dai seama, mă! Bă, tu-ți dai seama că e mașină de sub penala, mă! Bă, tu-ți dai seama că eu mărs capul mai într-un minut îs 60 de secunde. Și la ea, într-un minut, eu mărs 380 de secunde într-un minut, mă, bătai pe rapid, mă! 380 de bătai față-spate, mă, mă! Cavaș, Dumnezeu să vi-l mânc! Din Fălcuță! E, Fălcuț, bibișorii la putere. Sujeți, du-te în campă. O făcut ravagii la Toflea. Alex Pepe din zonă. Știe tot. Alex Pepe din zonă știe tot. Mitea, tată, ascultă-mă. Mocanu știe cu ideea că eu i-am zis, bă, Mocanu, bă. Înțelegi? Mocanu o folosit-o foarte mult. Foarte, foarte mult o folosit-o. I-o rup curul Mocanu. Mocanu i-o rup curul. Da. Că ați văzut că-i plăcea în cur. Andrei Cătălin, dar eu nu mint, să nu-mi ajute Dumnezeu, nici vin acum alimbiorile. Și n-am curaj să mânc, că mi-e frică că mi-e gheață. Doamne, e fel ca mașina de cusul la tatuaje. Val Ionescu, dar ce ziceți? Să lucrează acum la site, că l-a făcut unul. Nu l-a făcut bine și ăsta, auziți? Așa site face. Ați auzit, Alfred? Vorbește așa că nu-l doboară nimeni jos. Așa site-ul face că nu-l doboară nimeni jos. Tot va pune persoana din spatele site-ului, va pune filmările cu purcelile, cu pănihosa asta, înțelegi, dar și cu mai mulți. Azi a venit un om din Cluj la noi, a adus niște cauciucuri pentru tractor și a zis că dacă mă duce și pe mine la Cluj să vă cunosc, și a zis că până aici se știe de noi, sunt bandiți. Mă zis, da. Da, cum să nu? Deci auziți, și cu munte, cu aia, pe aia l-amtă polițist, dar aruncă munte, atâta în desaie. Tot. Vali Ionescu, să mor eu. Eu nu vorbesc ca Iuria. O zis, lasă pe baza mea,
că așa s-a fac, tot leul sus. Tot leul că sus. Turs Florin din Austria, Chețuc, să închide granița, au zis cu Germania și Austria. N-au mâncat așa. Uită! Big Beer Bully! Chanel American Bully! Nu trebuie să căutați pe... Au zis, nu trebuie să ai, căutați pe Pornhub! Bianca, puterea dragostei! Da! Mă, oameni, eu nu vă pot... Auziți aici! Vreți să vedeți ceva? Două secunde! Vă rog frumos! Afișează-le pe toate. Eu nu vreau casă asta. Ia uitați, eu nu pot, nu pot că singur nu mă pot lupta. Am primit două reporturi. Eu nu știu cum voi dați reporturi. Postarea încalcă standardele comunității. Înțelegi? Am analizat din nou postarea și aceasta nu respectă standardele comunității. Auziți aici? Mi-o dați report. Deci ascultați-mă. Eu nu știu cum voi... Da, Ioana, două secunde, tu ești prostă, Ioana Mirela, tu ești prostă sau ce faci? Eu am spus odată, nu-i singura, dar tu n-ai ascultat clipurile mele. Nu-i singura, pentru că viața sexuală în secolul 21 e o nebunie. Asta e încă-s nimic. Am văzut acum câteva zile, mi-a trimis un prieten, una care stătea plecat așa cu fundul în aer și unul cu electroșocul, îi punea acolo, aia era plăcerea ei. Îl băga chiar acolo, la hintă, înțelegi, între piță și cur și îi dădea electroșoc. S-arunca în ăla și, înțelegi, și iară se punea înapoi. Deci s-o groză. Nu, doamnă dragă, salce să nu mi ajute Dumnezeu. Dar problema e alta, zdreamța împuțită să leagă de viața oconașului și a iubitei lui. Și instigă oamenii de la grupurile puterea dragostei, înțelegi, cu tot fel de prostii. Noi n-avem treabă. Noi n-avem treabă, dar te întreb, femeia e pe tine, de ce nu vorbești să o iei tu acasă, că poate ai copil sau poate ai, știu nepot, ai, știu ce ai acolo, să o iei el de muiere, ai primit-o în casă. A? Ioana Nemea, Ștețuc, deci bă, Șnițel Gardeanu, bă, când am văzut și faza aia cu capul așa, dar nu aia mă, a fost cea mai ăsta mă. Cea mai grosolană, mă, unde și-o băga ea singură, trigheaje chingoasă, mă. Și după aceea și le-o băga în gură, bă, omule, mă. Băi, omule, mă, ferească Dumnezeu, păi de capul și de zilele mele. În fine, în fine, asta e. Maria Lascu, dar eu spun, da, auzi, oamenii sunt o seamă, dar mulți știe, uite, din 855, stai liniștită că știe tăți ce fel de persoană îți zic. Șepe frunză, chețucă tata, chețucă tata, auzi, oamenii mă cunoște, râde pe stradă, zâmbește când mă vede, zâmbește, înțelegi? Eu am spus. Eu v-am arătat și v-am demonstrat. Îs vloggerul care la mine acasă am primit oameni, au venit copii, au venit oameni în vârstă, tot felul. Dacă așa de tem, așa, Fabian Pusuc, e tata. Aia încă, hai că mai ăla, dar aia cu deajitile mă spart.
și dexteritatea cu care eu dădea pleșa cu capul și ea mereu mă mânca. Bă, gândești că era minge din aia când face aia basketbaliștii sau ce să ia la coș. Mâncați-aș Dumnezeu! Melinda Pop, spor la treabă, spor la treabă. Haide, ascultează ce sus! Donise Brosco. Bă, eu când am fost acolo, dar nu mai... Tătătăt, la mașina asta să margă în gură la Bianca, în gură la Măsa și la gură la Sorăsa și la frate său. Așa, ca să vă dau eu maxime. Bobocioilor, cu voi bobocioilor nu mai am treabă. Pantaze Emanuela. Nu mă interesează. Pe mine dacă nu mă... Pe mine dacă nu mă... Ăsta cum îi se zice... Nu mă deranjează, n-am treabă cu nimeni. N-am treabă cu nimeni. Înțelegi? N-am treabă. Pantaze Emanuela, n-am treabă. Dacă pe mine... Eu v-am spus, crezi că e ea singură? Nu. Eu v-am zis de atâtea ori. Acum câțiva ani erau foarte puțini vlogări. Acum e plin. Acum e plin de vlogări. Și atunci ăștia care stă și urmărește să mută la mine, să duce acolo să vadă, să duce dincolo să vadă, înțelegi? Să plimbă pe toate părțile. Deși eu nu instinct și nu am, da? Auziți, eu de la o prostituată nu am ce învăța. Nu am ce asculta. Înțelegi? Nu am ce învăța, nu am ce asculta. De la o prostituată de 20-21 de ani, care are filme porno, care... Băi, oameni, ce poate să vorbească zdreamța aia? Înțelegi? Nu mă interesează ce o ascultă și cine nu ascultă. Asta e. Damiora Cărnuță. Scrieți Bianca Comăniți XXX. Înțelegeți? Alexe Pepe. Ioan Dan, eu știu. Eu știu. Uitați, astăzi am fost nervos. Am vrut să fac un clip să mă iau de Dan Bidman, să mă iau de Dan Bidman, să mă iau de Sally, nu, că l-ai băgat înaintare, de ăsta care a fost la Canal D, prezentator la Canal D, cum îl cheamă? Era cu Pestrița. Cum îl cheamă? Nu, Oana Zăvoranu. Nu Saba. Mădălin Ionescu. Andreea Mădălin Ionescu. Ăsta l-am, cum îl cheamă? Ce-a fost Leana. Ăla cu Leana. Înțelegi? Am vrut? Nu Vârciu, ala cu Leana și Costelu. Sugaciu ăla chelu. Mugur. Am vrut să mă iau de ei. Înțelegi? Andrei Stan, ce zici mâine, Livian, la Puterea Dragostei? Știi. Deci am vrut să mă iau de ei. Înțelegeți? Pentru că pentru mine, nu știu, nu vreau casa asta, dar o parte din... Cât o costat? 50? Tătă punga? Da. 50 de lei, tătă punga. Da, așa te frunze. Am vrut să mă iau de ei, pentru că, băi, oameni, auziți aici. Tu, dar ce te zice ăștia că mâine lobă la emisiunea aia? Au fost amu când au fost în Turcia? Ce? Da, o secundie.
Cine o zis? Livia, nu ești blocată. Dacă poți să scrii, nu ești blocată. Cocotier, ce te scrie ăștia? Eu sunt live. Ce te scrie ăștia că mâine ești în emisiune la Puterea Dragostei? Ai fost când ai fost la Munturi și ai fost acolo la ei? Ha? Da? Cu ce ocazie? Stai că nu te aud. Cum? Și Nicol, unde a fost în tot timpul ăla? Eu la stație, ea la trei. Vezi, mâine să fii acasă, că suntem bine televiziunea la noi. Mâine la ora 3. Bine. Hai. Bun, ceau. Bă, oameni! Bă, oameni, eu... Ia auzi aici. Bă, mie nu mă întâlnă. Uitați, cu 50 de lei mâncava scâtii. Ca la săraci. Să nu mai ziceți. E la fete, e la bă... Bășâni. E normal că el la fete și el la băieți. Păi nu așa trebuie să margă. Nu așa trebuie să margă. A? Mâine la ora 3 vine cea mai tare televiziune la mine acasă. Ramona! Mersi, vă mulțumesc. Am vrut să mă iau de ăștia trei, dar o să fac un clip să le dau nana. Înțelegi? Mersi, Maria! Cristi botezatul. Ce le-a făptașul? Muhule, știu că am fost la emisiune și nu mi-ai zis nimica. Pentru asta o să te las. Pentru asta am să te las. Oricum vă spun, pleacă înapoi în emisiune Lobo cu Lebăda Neagră. Pleacă înapoi în emisiune Lobo cu Lebăda Neagră. Nu am zis. Alina Bianca, te țucu! Denisa! Cel mai mult îmi place de la Mac. Mersi, Tanța Ganea! Mersi! Da, Mierlă, păi da să știi, ați văzut, toată emisiunea de la Puterea Dragostei, el a făcut-o. Drăguț Veronica, te țucă tata. Pantaze Manuela, ne 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 ne. Florinciu, nu mâncavaș, și-o cumpărat apartament în Istanbul, Lobo cu Lebăda.
Maria Tișan, dau asta pe plăcintă. Denisa Roxana, hai să spun ceva. Hai să spun ceva. Eu am vorbit cu cineva din televiziune astăzi, din televiziunea care se va deschide cu Baruș. Și mi-au spus că nu femeile în vârstă dă mesajele alea. O zis că are un din ăla ca și robotul și bagă din start, înțelegi? Și-a zis, măi Nelson, tu nu vezi? Zice că fata aia n-are niciun, nu știu cum să-i exprimat. Nu merge acasă să stai cu părinții. Ea stă în București. Nu stă cu părinții, stă în București. Nu iubește familia. Nu iubește familia. Și-o zis că are un din ăsta care lasă, deci un robot din ăla care are băgate, că dacă te uiți sunt aceleași comenturi majoritatea. Și zice, într-adevăr sunt câteva persoane care pune botul și cad în capcană. De lasă și ele comenzi să dă apreciere. Bă, vă știți cât s-a blocat? De când o vin lobă acasă? Domnule, fer și apără, pe Facebook atâția blocați am. Ion Creangă. Mulți spunem o groază de lucruri. Da, Denisa Roxana. Nu, Gabriel. Da, Denisa Roxana. Pentru că în Tecuci și în satul ăla lor îți priviți cu ochi suspecți. Amândoi. Pentru că toți elevii de la școală de acolo așa au primit informația că ea trăiește cu frate-sul și că frate-sul ar fi filmat de multe ori și că frate-sul l-a băgat pe Pleșa. Silvia ta mea era mor de râs. Da, serios. Serios. Așa s-au debat Ionescu. Alima, ești tu, măi omule, tu nu ești copil normal. Ce să zic? Ce să zic? Nelson a zis că îmi dă 5.000 de euro. Tomi Cozac, te țuc! Am glumit, domnule, cum să-i dau? Tu i-ai dat, domnule, domnul procuror, tu ai dat 5.000 de euro la destrăbălat asta. Harry! Mm.
Ionescu Valentino e Arghem. Aia e diferența. Vali Ionescu! Bună seara! Ce-a Servus! Doamna avocat, vreau să vă întreb deci ceva. Este, să poate, este articol și aliniat. Dacă eu vreau să dau pe cineva în tribunal, că am văzut niște filme porno, deci nu întreb foarte serios, că am văzut niște filme porno cu ea și întotdeauna eu când mănânc îmi face greață, pot, am accesul ăsta să dau... Nu, că nu vă pune nimeni să vă uitați la el. Nu vă pune nimeni să vă uitați la el. Ai. Plecați mâine la Baia Mare? Așa se pare, da. Miau, no, bine. Ce faceți? Îți bine. Mănânc niște aripioare. Poftă bună. Mulțumesc. Eu fac ceva cumpărători. Da? Da, dacă asta treceți în seara asta pe la o cafea la mine. Vai, poate să trecem, nu știu, mâine seara sau duminică seara, dacă nu aveți... Care că o zis că nu veniți numai duminică seara? Nu, că nu avem cum să nu ne întoarcem mâine seara. Da. Pe 100% ne întoarcem mâine seara, dar nu știu pe la ce oră. Și aia zic că dacă nu aveți program, o să venim pe toată duminică și mie, mi-e dor să vă văd. Ok. Da, astăzi în seara asta, nici într-un caz că încă mai bun. Am treabă. Și bun. Succes, distracție. Da. Bine, la fel, o seara. Dar poți să găsesc un din ăsta că nu suport fa... Da, nu, nu te uita la față ei. Da, nu pot, nu. Păi da. N-a bine, o seară faină. Pa, pa, ciao, ciao. Domnilor, nu, Marc, nu, nu se poate, nu se poate, fraților. Nu se poate. Deci nu pot, pe tema asta nu pot. Laurențiu! Da, da, e tare avocata. E foarte tare. Ea mă reprezintă cu ciora libidinosă. Avocata asta mă reprezintă cu ciora... Gabriel, dar cum se nu știe? Mi-au spus ce pot să vorbesc fără să-mi fie frică că mă dă în tribunal, mi-au spus ce tot. Du-te, Lili Rose, du-te pe pagina lui Lobo și pe aceea revină un pic înapoi. Pe canalul Lobo YouTube. Apoi revină înapoi. Ce vrei, șoricel rus? Vrei să te muiesc? Da, Denisa. Vi ciudă că mă împăr cu pratinii mei, cu Barâș, cu Majaru? Mă, George, nu e adevărat. N-ai din. Monica, mâniești televiziunile la mine. Trei televiziuni. În direct.
Da, Ilie Roșea. Eu-s vinovatul, într-adevăr. Într-adevăr, pentru că i-am spus la Lobo, Lobo, muiește-o și pentru mine. Și a zis, nu, tată, eu o muiesc numai pentru mine. Surpriză Maria Crișanu. Irina Saba. Mie nu-mi dă like-uri. Te duc cu Alina Bogiu. Da, Sorin. De două ori m-o suna Majarul. Andrei Stan. Da, Alin Borotă. Maria, lasă-i bine, Veverița. Bă, tu, dar tu ne-ai luat toate aripile, ne-ai pus numai pulpile în ie. Hai ce mă ustură. Îți bune vinetile cu roze. De la Alin Dobrin. Alo. Pentru Gabi Blonda. Leu și Zozo. Caterinca Maximă. Chiețuc Alin Dobrin. Păi asta s-a jucat. Gabi Zida, ce-o pierdut Lobo? Da, Laurențiu. Da, Mica! Dar tu, Liana, ăștia numai pulpe mi-au pus. Păi eu n-am avut aripi niciuna. Ia dă numărul unde ai surat. Dă numărul să le bag ca în gură. Uitați, băi, oameni, nici o aripă. Nici tu, bot. Numai pulpe.
Nimă, mă, nici o aripă n-am avut, mă. Numai pulpe, ce unde pulpă? Ia, dă numărul aici tu. Dă numai în răba. Uite. Mă, să dau pe ea, îl preiau și să-l aduc. El se pune, pungă. Îl preia și-l aduce? N-avea jmuie să le dau toată viața lor. Trebuia să desfacem să nu plătești. Trebuia să nici și botul numai pulpe au avut. Uite. El le-a lăsat la pâță. Pe când se trezește. Du-te că vreau să fac pișii. Bot. Mă piș. Și mă șerută atâția copii. Și mă șerută atâția copii. Hai, las cu felicitări și cu deajă ce-n sus. George 23, e țucă tata, hola! Că să lași ăsta cură. Trebuie Liana să-l aruncăm, că nu-i mai bun. Marc, dar eu nu mint. Băi, oameni, bă! Ați văzut ce limbă o scos afară, bă, să nu-mi ajute Dumnezeu. Eu am mai văzut femei cu limba scos afară. Dar să ai o limbă să-ți atârne până aici ca la cățele. Ferească Dumnezeu. Eu nu vorbesc la mișto și bajocură. Vasiu Dorin, te pup. Așa. Pe asta, bă, oamenii, asta înseamnă, mă. Să vină Crăciunul. Alin, maestru, vine Crăciunul în cava, numai că va fi greu Crăciunul. Irina Sobo, acum v-am zis, no, când e glumă, e glumă și când... Dar m-am speriat, mă. Deci ce-am văzut la femeia asta... Acum, fiți atenți aici. Eu când vorbesc, eu vorbesc cu o reținere. Eu vorbesc de cu o reținere de această dreapță, știți de ce? Pentru că copilul meu ăsta cu ea, s-o salutat. Bă, voi vă dați seama, mă? Voi vă dați seama? Da? Dar nu știu, nu. E la oricare îi se poate întâmpla. Irina Soba, să nu-mi ajute Dumnezeu dacă nu. Eu vorbesc cu un pic de reținere, dar nervii nu mă lasă ca să am reținerea. Înțelegi? Și iarăși cu dezvoltură, pentru că nu numai Lobo, până la Lobo au făcut curățenie ăștia alții. Mocanu, Iancu, Bobicioiu, ăștia, înțelegi? Bine că și ei. O acumulat de la fiecare, o acumulat găciuri calde. O acumulat. Dar Lobo o zis că tămin. Tată, fii sigur că o puneam să se spele de 3 ori pe zi cu periuța de dinți și îi dădeam carbohidran să facă spume la gură. Să-i omoare tăt. Zice, eu am învățat-o. Nu știu să se spele pe dinți. Îi mirose gura, domnie feri. Sebastian Covaci, Alexandra, la mulți ani din partea lui Sebastian de la Bistrița, soțul tău. Covaci Alexandra, Doamne, dă-vă viață frumoasă, zile fericite, familie frumoasă să aveți.
La mulți ani, Alexandra Covas, Sebastian, de la Bistrița. Atât. Buțurca, Chețuc, Andrei Adea. Vali, Chețucu, Geo Ebelo, iau. Cătălin Ioniță, iau. Deci, mă, oameni, eu vă spun, cu reținere, Tinu Rus, iuhu! Tinule, ia-ți mâine niște din ele și ai prezintă-ți marfa, că vine televiziunea la mine. Hai, prezintă-ți marfa! Irina Sobo, bă, eu auzut, când zic glumă-i glumă. Dar când zic, bă, am o vârstă, bă. Bă, am o vârstă. Valentin Mureșan. Poate o să am ocazia. Poate o să am ocazia să o muiesc și eu. Înțelegi? Am o vârstă, bă. Și eu vă spun din astea, bă, eu n-am văzut așa de piese margă capul, mă, capa, Dumnezeu să... Bă, voi vă dați seama, îngăoză. Păi n-au făcut nici Munte Raluca, nici cap de pisica aia, cum o cheamă, cap de cal. Înțelegeți? Nici ele n-au făcut așa ceva. Nici Piruiu, n-ați văzut, mi-e scârbă, mi-e greață, bă. Bă, ăsta chiar și zice, bă, ce Dumnezeu a făcut asta, mi-e scârbă, și zice astea scârbă și greață. Că auziți? La un moment dat mi era ciudă pe ele. Nimeni cum vor merge de biencuța. Mi era ciudă pe ele. Zic, astea minte. Înțelegeți? Portocala ananas. Voi ar trebui să mergeți acolo, să dați ordine acolo, nu aici. Dincolo să dați ordine. Înțelegeți? Da, tacticile mele. Oricum, susținătorii acestei depravate o încurajează să facă prostii în continuare, să nu margă să-și vadă familia, să nu margă să-și facă o școală. Ce școală îi mai trebuie la asta? Da? Ziceți voi. Da? Da, Alin Maestru, ferească Dumnezeu! Valentin Mureșan, Chețucu. Înțelegeți? Face ce vrea cu prindu ei, care e problema ta, Loredana Gitaru. Nimic. Nimic. Dacă aș putea, aș face și eu caca în prindu ei. Eu aș plăti eu să stai și să fac acolo. Înțelegi? Sau pe cheptul ei, să aleagă una din două. Stați cum ești, măi, oameni. Că nu cum o înscrieți voi, că sunt obsedat. Voi sunteți proști, mă. Păi n-am fost eu obsedat, mă, de... Pff, am avut femei grele, mă, la viața mea. Sau știu eu. Înțelegeți? Păi n-am, bă, oameni, mă. Nu am fost eu, mă, obsedat de așa ceva. Vali Valuță, ițiți de tot. Lili Rose, tocmai ai o vârstă, dar nu dai dovadă de înțelepciune, ne faci generația de rost. Lili Rose, pișamași pe familia ta, să mă piși pe familia ta dacă ai familie, înțelegi? Dacă n-ai familie, pe tine să mă piși, știi până când? Până în primăvară, te niec, futu-te în gură de zleamță. Înțelegi? Lili Rose, indiferent cine ești, să-ți dau muie. Penalo. Mă, Simona, obsedat, să fii obsedat, e un lucru foarte greu. Trebuie o tehnică foarte asta. Înțelegi? Eu nu uzi, eu am zis atâta. Până în momentul când acele zdreamțe care dă la lobo deget în jos și comentul urâche, zdreamța asta, putoarea asta, care a făcut filme porno la 16 ani, nu scapă. O iau și o traumatizez, zic. Înțelegi? Petria Burdăcescu. Dați-aș muie și ție. Petria Burdăcescu. De unde carul meu veniți? Bă, dar sunteți aici, George Daoștri. Dați-le muie la bobocioile astea. Dale-aș hândel de la țară în gură.
la bobocioile astea. Liliana Ioana Chețucu. Numai Florin Ciuntu, numai, oricum, eu v-am spus și vă repet, mi-aș dori, dacă se poate să-i o dau și eu cum i-o dat-o Pleșa, să-i dau gheciurile în ochi, să-i le dau, iar să nu mai vadă, să zică care din aia, o tită. George, atât. 300 de secunde. Atât Vali Ionescu. Deci, prietenilor, 2 secunde, să vedem ce tot vrea majarul. Alo. 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 Mai suna majarule? Da, ce face? Pe la timp. N-am fost, mă duc numai duminică. Da? Da, da. Acum am zis că termina tot. Bravo, bravo. Bravo. Am ajuns acasă, am urmă să mănânc ceva. No, dar cum de nu merg la restaurantul ăla de lângă tine? Da, nu mă duc în pula mea. No. Vrei să vin la restaurant? Te iei dacă vrei. Nu, la care? Păi, dar tu n-ai... Bă, alo! Vezi că eu am avansat. Eu umblu la restaurant unde să mâncă carne de vacă japoneză, făcut masaj cu moțune, cu ginele. Mă duc unde prinde, îmi pune... raci, vii, mi pune în față, trebuie să ăsta, vezi, trebuie, nu mă duc acolo la cimitir. Da, îmi pare rău, eu atât acolo. No, asta e, mai ai pierdut, nu mă duc eu pe acolo, mâncați, așa că, acolo merg ăștia care merg la, cum îi zice, la pomană. La părăstaș. La părăstaș, eu n-am părăstaș, nu, e feric, înțelegi? Da. Bun. Na bine, hai că te las, că mă sună Barâș. Bine. Ne auzim, ceau, ceau. 2 secunde, fraților, că mă sună Barâș. Barâș. Hai că-l sun pe din ăsta, pe WhatsApp. Dar ce mi-o dat aici pentru a continua, alegeți frecvența back-up-ilor? Dar nu vreau să continuu, mă mâncați așa, dar nică nu mă lasă. Backup, selectați backup-urile, include scriptul Google, dar ce am făcut în cava? Îi dau restart la telefon. Alina Bogiu, dar eu nu știu cum voi aveți moderator și amul nu mai aveți. Pe care canalul? Pe o cunașă. Aveți moderator și acum nu mai aveți. Restart. Gata. Da, majarul periculos. Fănică, nu știu fănică. Nu știu fănică. Oricum v-am spus, toate clipurile... Să mă duc la muncă. Vasile Mețov, te pupă tata! Austria! Alo, să-i înțelegem! Te pup, spor la treabă! Daniel, țigani din Târgu Mureș! Vă pup! Nu, nimă, dar ce Dumnezeu, mă?
Bă, de ce nu mă las să mă pune? Ok, îi dau ok. Pentru, includeți clipul. Puteți schimba oricât această stărăță conversații backup. Bine. Futu-s backup-ul, mătii, bine, ok. Ok. Puteți continua. No, ce mi-a dat aici, bă? Uitați că nu pot să sun. Niciodată. Ok. No, acum da. Barâș. Îl sunam pe Barâș. Respins. Nelson Ibarâș. O intrat Lobo iară. E băiat. E băiat, când îți iau un live, intră, în loc să intre când e bohocioia. Intră la mine când îți iau live. De-aia nu mai sunteți om ieși. Vă țug, vă las. Neau. Vă pup. Pa.